Ce frumos v-a crescut nucul! Să vă trăiască! Mă duceam să-mi iau mașina de la spălătorie, cu ceva timp în urmă. M-am învățat să spăl mașina în apropiere, două străzi mai încolo, avem o spălătorie printre case. Și e simplu. Las mașina, între peste cât timp să vin, mă duc acasă, îmi văd ale mele, când se face timpul mă duc și-mi iau mașina înapoi, nu stau după ea, nu s-o păzesc să pierd vremea. E foarte fain. Am încredere în băieți, mă știu cu ei de atâta timp, ei au încredere în mine, ia cheile, la cât să vin? Într-o jumătate de oră, 40 de minute, fac 5 minute până acasă, văd ale mele, mă întorc. Foarte bine. Și tot mergând eu pe același drum, cam o dată la 2 săptămâni, 3 săptămâni, o săptămână cât spăl mașina, nu o spăl niciodată la o săptămână, să zicem la 2 săptămâni, 3 săptămâni, inevitabil ajung să te înveți cu peisajul. Mergi pe stradă, de acasă până la spălătorie și te uiți în stânga, în dreapta, case, mă rog, fac tot posibilul să nu stau cu ochii în telefon, măcar să văd să nu dea mașina peste mine, cum este acum obiceiul, toată lumea merge ca zombi cu telefon. Și în toți anii ăștia, că sunt ceva ani de când fac chestia asta, mă uit la copaci. Eu sunt o persoană care are un pitic pe creier, mă uit la copaci și merg și zic că ăsta e de ăla, ăsta e de ăla, ăsta este ulm, ăsta este frasin, uite un salcăm, uite un confrasin, uite, e o chestie instinctivă pe care o fac și mi-am învățat și fetele, le-am enervat inițial cu chestia asta, dar până la urmă am învățat și el. Și învățându-te cu peisajul, te uiți la copaci și în toți anii ăștia trecând pe drumul ăsta, care e scurt, v-am zis, fac 5 minute, e un nuc pe trotuar, lângă una din case. Și am tot văzut nucul ăsta din trotuar crescând. De la un băț amărât până la o coroană frumoasă de adolescent pe care o are acum. M-am învățat cu el, îl mângâi din priviri, că v-am zis, mie îmi plac copacii la nebunie, îl laud. Mâncate-ar mama de nuc, ce frumos ești. Dom'le, merg și mă uitam la el și chiar mă gândeam, admirându-l de fiecare dată. Uite, dom'le, mai sunt și oameni care mai pun nuci în București. Pentru că, în general, lumea evită nucii. E un stereotip la adresa nucilor, că pică pe casă, că face umbră, că nu crește nimic pe lângă el și, în general, lumea pune alți copaci. Și cu atât mai puțin am văzut în București, pe trotuar, în spațiu public, un nuc. Mamă, ce chestie mișto! Și într-un an de zile, când treceam pe acolo și mă uitam și admiram din nou nucul din priviri, ce frumos ești, mâncat al mama de nuc, era un domn care mătura trotuarul chiar pe sub nuc, pe acolo. Și mă băgam în seamă cu el, îmi vine așa să zic, să-i laud nucul. Dom'le, s-a făcut prea frumos. Ce nuc frumos. Dom'le, ce nuc frumos aveți, să vă trăiască. Domnul s-a uitat așa la mine. Vă dați seama, un străin care trece pe lângă tine zice, bă, ce trăcoare asta cu mine. Se oprește de măturat, se uită lung la mine și trage concluzia că hai să stea de vorbă cu ăsta, cu străinul care trece pe lângă. Dom'le, era îmbrăcat într-un training gri, avea un păr așa bogat ca hipioții, avea niște ochi veseli în cap, avea chef de vorbă, un soi de dude local, dacă știți voi filmul ăla care o să trească să vi-l recomandă Big Lebowski, mai devreme sau mai târziu. Se uită și zice, domnule, e o poveste întreagă și cu nucul ăsta. Se uită la mine așa, să pleacă un pic din cap și lasă chestia cu nucul, să mă uită încă o dată la mine, e clar că și-a schimbat subiectul în minte. Uite așa întrebător, domnule, parcă vă știu de undeva. Eu stând în buze așa, fără să zic nimic, știți cum face Robert De Niro pe un filme, când face el pe deșteptul. Și las de înțeles în felul în care îi fac din cap, hai lasă, zi-mă tale cum e cu nucul ăla și pe urmă discutăm și de mine. Domnul, ca și cum ar fi înțeles, continuă, cum stătea el așa cu mâinile pe mătură, ca pe chitar. Ținea mătura așa și zice, păi domnule, să vedeți ce s-a întâmplat. S-a dus vecinul nostru la piață mai de mult să-și cumpere magnolii. Și dumneavoastră i-au vândut țiganii de la obor magnolie. I-au vândut o magnolie nemaipomenită. Ia uite ce magnolie frumoasă s-a făcut. Pe mine mă bufnește râsul, mă apuc un râs de la sănătos, așa, de la telega, domn de la țară, care s-a urcat în viața lui ceva nuci, e complicat să te urci în nuci. Și mă gândesc, auzi domnule, i-a vândut nu cu popos de magnolie. Bre, așa trebuie, bre, vecine, vrei, dacă vrei să cumperi ieftin și bun de la obor și nu știi cum arată nici magnolia, nici frunzul la, nici nucul la frunză. Și o furdă în aia. Ia daci magnolie să vezi la vară cum faci matale dulceață de magnolii verzi.
Bre, te-au făcut ăștia la obor de comandă, bre, vecinile. Ca la Nufărul te-au făcut. Ia magnolie, fraiere, de aceea frumoasă șeful. Să vezi ce frumoasă să face magnolia, ia și cumpără ieftină și bună. Dau să plec, să mă duc să-mi iau mașina. Domnul cu mătura pe post de chitară stătea așa cu mătura, de zicea, cântă la ea, într-o dată se luminează la față și zice spre mine, gata, gata, știu de unde vă știu. Sunteți domnul Paladă, nu-i așa? Vă știu de la televizor. Nevastă mea stă toată ziua cu ochii în televizor, de acolo vă știu. Strâng din nou din buze, zâmbind, recunosc, da, domnule, așa este, eu sunt. Să mă vedeți la televizor, vă mulțumesc, onorat că vă uitați la noi. Să vă trăiască magnolia, că v-a crescut un nuc deosebit. Nedespărțit râzând amândoi, și eu și el, domnule, e frumoasă, domnule, viața când ai de-a face cu botaniștii de la obor. Din experiențele de viață remarcabile ale vieții noastre, cum te duci să cumperi magnolie și te întorci cu nucul acasă și nici măcar nu știi că e nuc. Am pățit-o și eu prin secuime. Am umblat fratele meu cu o 3 sau 4 cireși care nu încăpeau în portbagaj, nu i-am legat nici sus și i-am pus așa pe orizontală, cum pui pe mijlocul mașinii, cum pui schiurile în mașină, că le-am cumpărat la dus și ne-am mai învârtit prin țară și cred că am umblat vreo 2-3 zile cu dita mai cireși și frumoși cumpărați de la o pepinieră de asta deosebită de prin secuime, vândus pe post de cireși, când m-am dus i-am plantat, aveau scoarță de cireși, că la cireși chiar mă pice, păi dracu, aici niște vișini deosebiți, vișini altoiți, foarte buni, facem o dulceață genială de vișini, dar ne-am furat-o și noi, deci nu spun eu că sunt buricul pământului care nu o pățește, cred că a pățit-o și cumnatul meu tot așa, a cumpărat niște meri altoiți, nemaipomeniți și pe dracu, erau varze, a cumpărat în piață de la Câmpina. Deci, dragilor, când aveți chef de magnolie, de-aia bună, de-a noastră, autohtonă, care face niște flori de-alea foarte frumoase, vă duceți la obor, unde sigur veți găsi magnolii de-ale noastre, în care puteți să faceți dulceață de magnolii verzi. Sper că v-am înseninat ziua. Permiteți-mi să vă spun la revedere. Astăzi va fi o ediție mai scurtă, pentru că suntem pe fugă și toate lucrurile sunt pe fugă. Dar nu înainte de a vă recomanda un deosebit produs simbolic care cumva rezonează cu tipul ăsta de experiență haioasă. Până acum v-am tot prezentat în general albume de rock progresiv. Acum facem o mică schimbare de ton și trecem într-o zonă asemănătoare, în zona de blues rock, în zona de amestec de hard rock cu blues, în care evident că sunt foarte multe trupe care excelează, în general trupe anglosaxone, care mai de care mai bune, Coloseum a fost la un moment dat, mă rog, mai toți ei care au cântat cu John Mayall, care au ieșit din pepiniera lui John Mayall, au ajuns să facă trupe de hard rock cu influențe blues, Traffic cu Coloseum, care Dumnezeu, Taste, Rory Gallagher, foarte multe. Asta doar așa care îmi vin pe repede înainte, dar există un subset distinct, un subgen distinct de blues rock, specific Statelor Unite, zona de sud, zona unde au pierdut ăștia războiul civil, Alabama până la Texas, și este sud, se numește în literatura de specialitate și în categorisirea asta a muzicii rock sudist. Și probabil cel mai cunoscut este Creedence Clearwater Revival, dar mai sunt și alții, nu vin acum în minte repede, unde vreau să ajung la o trupă foarte faină care este specifică acestui subgen de rock sudist, ZZ Top. Foarte probabil știți, ăia cu bărbile lungi au cântat din anii 70 până acum. Sunt trupa de rock care are recordul de a avea componența neschimbată cel mai mult timp. Trei tipi care au cântat de la începutul anilor 70, în mod formal din 69, până în 2020. De-abia în 2021 unul dintre ei a murit, din păcate, Dumnezeu să-l odihnească. Deci din 1969 până în 2021 au cântat același lucru.
Stilul lor însă pe parcurs s-a schimbat și în general lumea știe mai degrabă zona anilor 80-90, când i-au ajuns cu adevărat de succes, concerte cu multă lume, a apărut MTV-ul, au fost propulsați puternic de MTV și deveniseră un pic electronic. Băgaseră și un pic de clape și un pic de muzică electronică în ritm cu vremurile din anii 80-90. Au cântat și prin filme, foarte cunoscuți. Dar, după părerea mea, adevărata lor muzică, cea mai, albumele cele mai faine, perioada lor de glorie artistică, nu de glorie comercială, o reprezintă anii 70, când au scos niște albume de blues adevărat, hard blues adevărat, fără niciun pic de clapă, fără niciun pic de pop, de synth în ele. Și dintre albumele scoase în perioada aceea, sunt vreo 5, primul album în 71, pe urmă Rio Grande Mood în 72, Tres Hombres în 73, în anul în care mă nășteam, Fandango în 75, Texas în 76, De Gheo în 79. Dintre aceste albume, după părerea mea, le-am ascultat pe toate, și pe alea vechi și pe alea noi. Cel care îmi place cel mai mult este al treilea lor album, Tres Hombres, din 1973. Am și o experiență personală foarte faină cu el, pentru că l-am cumpărat absolut la întâmplare dintr-o benzinărie. Am obiceiul ăsta, prin benzinărie găsești o groază de muzică proastă, manele și totul e de prostii, și din loc în loc mai găsești câte un album din anii 70, care probabil că sunt drepturile de autor mult mai ieftine în momentul de față, și te trezești cu câte un album de ăsta. Ce caută Yes aici? Băi, l-am luat. Pe urmă, nu mai știu ce Dumnezeu mai găsit, tot așa, Faith No More, ăștia sunt din anii 90. Ce caută Faith No More lângă muzică lăutărească? Yay, îl cumpărăm și pe ăsta. Tres Hombres. Hai să luăm. Nu știam la vremea respectivă de album, știam de ZZ Top, ok, ZZ Top. Dragilor, albumul este remarcabil, te rupe. Începe în forță și o ține la blană. La blană timp de 10 melodii, 5 pe față, 5 pe partea cealaltă. Pe vremea se făceau albumele pe LP, fața A, fața B. Primele două, Waiting for the Bus și Jesus Just Left Chicago, a fost o mică greșeală în studio. În general, piesele sunt întrerupte de o pauză. Prima piesă, pauză, a doua piesă, și ei au reușit cumva performanța să facă trecerea între ele cu o pauză gestionată prost. Și face parte în momentul de față din specificul acestui album, prima melodie, și pe urmă curge în a doua melodie fără să-ți dai seama. Beer Drinkers and Hellraisers, Masters of Sparks, care e foarte mișto melodia, Hot Blue and Dry Tales, care are niște tonalități religioase în el, etică, dintre ele cea mai cunoscută melodie este La Grange, foarte faină. Dacă o ascultați, La Grange, despre experiența unor băieți din Texas, băieți care se duc la o anumită casă unde se întâmplă anumite chestii și cât de mișto se simte ei acolo. Ce poate să cânte niște băieți din Texas decât să bea bere, să se ducă la fete, să meargă cu mașina tare, și astea-s poveștile în general. Să mai rogă la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, Doamne, pentru ce prostie am făcut, țin la tine, Doamne, dar lasă-mă să mă duc și la fete. Și are un specific local foarte fain, iar muzica este cutremurător de bună. Doamnelor și domnilor, ZZ Top, Tres Hombres, 1973, în anul în care mă nășteam. Vă pupă sociologul, hai pa, ne vedem data viitoare, mă duc că mă grăbesc, am treabă, pa!